conținut realității exprimate plastic într-o manieră modernă. Referindu-se la creația bogată și diversă a artistului Liviu Șoptelea, criticul de artă Valentin Ciucă menționa în lucrarea domniei sale Un secol de arte frumoase în Moldova următoarele. Peste lucrările pictorului Liviu Șoptelea trece permanent un vânt imaginar care animă suprafața de culoare și deseori o agită. Compozițiile par a fi un moment zero al creației lumii, când apele se despart și cerul, de pământ de asemenea. Pictura lui se susține prin adevărul personal pe care vrea să-l exprime și pe adeziunea spontană a celor care îl cred pe cuvânt. Atât de mult sunteți astăzi prezenți aici, încât consider că toți îl credem pe acest artist pe cuvânt. Pe cuvântul său, s-a născut la 24 ianuarie 1966 sub semnul pasiunii pentru artele frumoase. Este licențiat în arte vizuale la Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius Constanța, are un masterat în conservare și restaurarea operei de artă, obținut la Universitatea George Enescu din Iași, la Facultatea de Arte Vizuale și este în contextul cultural botoșănean unul dintre cei mai implicați artiști. Prezent la majoritatea manifestărilor culturale ale urbei, fie în cadrul evenimentelor expoziționale, colective, ori personale, fie în colaborări cu diverse instituții, asociații, ONG-uri, el însuși fiind membru fondator și președinte al Societății Culturale Export Botoșani din anul 1995. A avut numeroase expoziții personale în țară, începând din anul 1982, a expus și în străinătate, a fost prezent la diverse expoziții de grup, vernisate în diverse orașe ale țării și abordează o tematică foarte variată și diverse tehnici de lucru. Pictură, grafică, sculptură, ori instalație, printre acestea numărându-se expoziții organizate la Botoșani și în prestigioase instituții din țară și în străinătate. Multe dintre lucrările sale se află în colecții private din România, Italia, Franța, Germania, Suedia, Statele Unite ale Americii, Cipru, Coreea de Sud, Marea Britanie, Canada și sperăm că după această expoziție vor mai apărea lucrări și în alte colecții.